Noi discuțiile. Discuțiile legate de impozitare, un lucru care sunt complicate, adevărat, dar fără de care da, nu putem să ne organizăm o afacere fără a cunoaște ce obligațiuni avem față de bugetul de stat, față de bugetul local, așa, care sunt consecințele fiscale a operațiunilor pe care le facem, ce fel de dări de seamă trebuie să prezentăm. Iată, și important este să fim deschiși, să comunicăm cu organele controlului fiscal, să nu ne temem, da, pentru că mai este încă această frică la antreprenori care zic, a, mai bine eu nu pun întrebare, dar poate să trece cumva, nu se trece, orice obligațiune fiscală, mai devreme sau mai târziu iese la iveală, numai că dacă ea iese la iveală prea târziu, urmează penalități, amenzi pentru nerespectarea legislației, așa, care da, deseori sunt foarte dureroase pentru agenții economici. Iată, de aceea este important să cunoaștem legislația fiscală, să respectăm toate prevederile fiscale care sunt impozitele, termenii de achitare, să le declarăm. Pentru că vorbeam noi data trecută, chiar dacă da, o declarație a fost completată greșit, așa, lucrul ăsta nu se pedepsește nici într-un fel, entitatea economică contribuabilă tot timpul are posibilitatea să o prezinte repetat, Așa, eu mă bucur că nu am speriat prea tare ascultătorii noștri cu problemele acestea fiscale. Așa, și sper că să avem astăzi cât mai mulți participanți conectați. Astăzi noi, de fapt, o să finisăm tema legată de declararea impozitului pe venit de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitatea antreprenorială. Ca data viitoare, când ne întâlnim săptămâna viitoare, deja să vorbim despre salarizarea și calcularea impozitului pe venit din salariu. Și alte surse de venit pe care le pot avea cetățenii ca rezultat al, nu doar ca angajărilor, da, la o anumită întreprindere sau la o anumită instituție, dar și în calitatea lor de cetățeni care pot avea alte tipuri de venituri, venituri care se rezulte din operațiunile financiare, veniturile care se rezulte din prestarea anumitor servicii în afara activităților de bază pentru care sunt remunerate, veniturile care pot să apară în rezultatul înstrăinării bunurilor care sunt proprietate a cetățeanului, pentru că și acolo avem un venit care se impozitează sau acele venituri pe care le avem, pe care le putem obține în rezultatul unor donații, în rezultatul unor câștiguri, loterii. Acolo toți sunt venituri care urmează să fie declarate și impozitate. Da, spunea o persoană care a câștigat un autoturism, în rezultatul unor loterii de felul respectiv, așa, și zicea că nu îmi trebuiește nici mijlocul, nu îmi trebuiește nici mașină, nimic câștigate, da, pentru că urma să achite în numerar 15% din valoarea mijlocului de transport și evident că nu avea mijloacele respective pentru a plăti impozitul. Dar asta este vorba de un venit și acest venit inevitabil trebuie impozitat. Așa, eu zic noi să continuăm pe parcurs, sper să se alăture, da, participanții noștri, ascultătorii noștri. Da, Adriana, Mariana, bună seara! Eu vă încurajez să-mi adresați întrebări, dacă lucrurile par a fi complicate sau sunt anumite neclarități. Noi, de fapt, o să continuăm astăzi cu impozitarea persoanelor care practică activitate profesională în domeniul jurisprudenței și în domeniul sănătății publice.
Da, bună seara. De asemenea, o să vorbim despre declararea impozitului pe venit de către entitățile economice care sunt nerezidenți, adică e vorba de întreprinderile străine, e vorba de persoanele fizice care nu sunt rezidenți în Republica Moldova, dar care obțin venituri din prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova. Așa, bine, haideți, așa, iată, se mai conectează. Se mai conectează participanți. Și asta ne bucură. Așa, eu am să încep partajarea ecranului. Imediat. Așa, deci noi cu dumneavoastră vorbeam despre regimul de impozitare a persoanelor care desfășoară activitatea profesională, da, în sectorul justiției și în domeniul sănătății. Dumneavoastră aveți și o colegă care, din câte am înțeles eu, are un birou de consultanță, da, în domeniul justiției. Это дуней я вам требую рефератор ла, че дырди сама фискали требую сопризимте. А, шо, дичь, дака кернуся литр дуней ла дискуция на астридиасты, с чел пацанвой авец презентари, анкари, я вам страдует савредау материалу кацепати де акчесиб. Deci, dacă vorbim despre cadrul juridic pentru aceste categorii de contribuabile, anume pentru entitățile economice care practică activitate în domeniul serviciilor, în domeniul justiției și în domeniul sănătății, în primul rând este codul fiscal, codul fiscal fiind Biblia pentru toate entitățile economice și pentru toți cei care obțin venit din activitate desfășurată. În mod special, este un capitol nou în codul fiscal, capitolul 10 prim, anume care se referă la această categorie de contribuabili. Și mai avem, de asemenea, Ordinul Ministerului de Finanțe din 2018 și din 2019, care, de asemenea, vizează modul de impozitare a acestor categorii de contribuabili. Care sunt acești subiecți? Cine nimerește în această categorie? Но, mai întâi de toate, noi avem aici două tipuri de subiecți din sectorul justiției. Avem categorii de servicii care se referă sau care au statut de persoană fizică, și anume aceștia sunt notarii, executorii judecătorești, avocatul, administratorul autorizat, mediatorul, expertul judiciar. Ei își pot organiza activitatea profesională în sectorul justiției, înregistrându-se ca persoană fizică. Deci, de regulă, ei se înregistrează ca întreprindere individuală. Așa? Alte categorie de subiecte a impunerii pot fi aceleași categorii de persoane, notari, executor, judecătoresc, avocat și așa mai departe, dar care și-au înregistrat afacerea ca persoană juridică. În cazul dat, aceste categorii de persoane, deci dacă ei au statut de persoană juridică, e vorba de o societate pe acțiuni sau e vorba de un SRL, de exemplu, da, societate cu răspândere limitată, ei urmează să prezinte declarația VEN 12, declarația despre care noi am vorbit data trecută, așa, pentru că ei deja se consideră entități care au un alt statut, da? Adică anume statutul ăsta de persoană juridică, care presupune niște obligațiuni mai mari comparativ cu persoana fizică. În cazul persoanelor fizice, lucrurile sunt mai simple. Și atât din punct de vedere organizațional, este cum organizăm pe interior activitatea noastră, având statut de persoană și fizică, este mult mai simplu decât modalitatea de organizare a activității în cadrul unei întreprinderi care are statut de persoană juridică, de exemplu, un SRL sau o societate pe acțiuni. Așa, o să continuăm. Subiecții
din domeniul sănătății, este, sunt cabinetele individuale ale medicilor de familie și însuși medicul de familie care poate presta servicii profesionale în cadrul centrului medicilor. Veniturile pe care le obțin aceste categorii de subiecții, de asemenea, este un venit impozabil care urmează să fie declarat și impozitat în mod obligatoriu. Deci, când vorbim despre obiect al impunerii, obiectul impunerii, acea sumă peste care aplicăm impozitul pe venit, este venitul obținut din desfășurarea activității profesionale. Cei din sectorul justiției vor achita un impozit pe venit în proporție de 18%, cei din domeniul sănătății 12%. Achitarea se face trimestrial. Termenul limită este data de 25 după fiecare trimestru. Deci dacă noi vorbim de primul trimestru, atunci termenul limită de achitare a impozitului pe venit va fi data de 25 aprilie. Deci până pe data de 25 aprilie urmează să fie achitat impozitul pe venit a patra parte din acea sumă pe care subiectul din sectorul justiției sau din domeniul sănătății trebuie să o achite în bugetul de stat. Regulile generale, da, asupra acestor categorii se aplică regulile generale despre care noi vorbeam cu dumneavoastră, anume faptul că aceste categorii trebuie de asemenea, sau mai bine zis, au dreptul, da, să-și corecteze venitul impozabil, luând în calcul scutirile, deducerile la care au dreptul, conform prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova. Noi am vorbit cu dumneavoastră, de exemplu, aceleași scutiri care se referă la achitarea contribuției de asigurări medicale, da? Pe care noi o achităm, sau contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, așa? Sau anumite deduceri sau anumite facilități fiscale de care a beneficiat contribuabil. Și totodată trebuie să ținem cont că toate cheltuielile pe care le-a suportat subiectul impunerii, aceste cheltuieli trebuie să se refere la genul de activitate practicat. Adică să putem argumenta că anume cheltuielile suportate pe care noi le scoatem, da, le scădem din baza impozabilă, au fost necesare pentru activitățile desfășurate, au asigurat obținerea unui anumit venit, da? Deci venit, nu profit, pentru că se poate întâmpla că cheltuielile pe care le-am suportat, de fapt, să ne genereze venituri mult mai mici decât suma cheltuielilor suportate. Da? Ceea ce se întâmplă, ceea ce se poate întâmpla în activitate. Noi nu vorbim aici despre profit, care ar fi diferența dintre venituri și cheltuieli, dar anume vorbim despre faptul că cheltuielile sunt necesare, sunt argumentate și ele au generat venituri din activitate desfășurată de către contribuabilul în cauză. Raportarea. Deci, formularul de dare de seamă pe care trebuie să-l prezinte contribuabilii care au statut de persoană fizică și cei care activează în cadrul birourilor asociate. De deseori apare întrebarea cu birourile de avocați. Așa? Deci, ei vor prezenta dare de seamă DAS-17, DAS-S19 este pentru domeniul sănătății. Da, după abreviatură, de darea de seamă, deci din sectorul juridic și darea de seamă din sectorul sănătății. Așa. Pentru contribuabilii care au statut de persoană juridică, deja am vorbit, data de 25 martie este termenul limit de prezentare și ei vor completa și vor prezenta declarația VN-12, despre care noi am vorbit cu dumneavoastră data trecută. O formulă care la prima vedere pare a fi complicată, dar nu. Nu este complicată. Ce avem aici? Aici avem determinarea venitului impozabil. Venitul impozabil care se determină ca diferență dintre venit și cheltuieli. Și aici noi vorbeam cu dumneavoastră, inclusiv și data trecută, că trebuie să fim foarte atenți.
avem venit din activitate financiară și de asemenea putem să avem venit deja recunoscut în scopuri fiscale, la fel ca și cheltuielile. Deci asta nu înseamnă că e vorba de niște standarde duble, da? Dar e vorba de modul în care în evidența contabilă a entității economice se contabilizează veniturile și cheltuielile, pe de o parte, și pe de altă parte, modul în care aceste venituri și cheltuieli sunt percepute de către legislația fiscală. Da? Noi vorbeam data trecută, apar devieri. Fie că sumele pe care noi le-am recunoscut ca venituri și cheltuieli nu sunt recunoscute integral de către inspectorat, de către codul fiscal, da? Hai să nu personalizăm aici. Sau termenii de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor nu corespund. De exemplu, întreprinderea suportă niște cheltuieli în perioada curentă de activitate, le declară, dar codul fiscal zice nu, cheltuielile este de fapt se referă la următoarea perioadă de gestiune și dumneavoastră o să le puteți declara în următoarea perioadă de activitate. Deci iată afară aceste decalaje care se exprimă în sumă, care este recunoscută ca venit sau cheltuială, și aspectul temporar de recunoaștere a veniturilor sau cheltuieli. Scutirile care se vor scădea din acest venit impozabil și, de asemenea, pierderile fiscale din perioadele precedente pe care noi avem dreptul să le reportăm, da? Adică să le trecem în perioada curentă, diminuindu-ne astfel baza impozabilă din perioada curentă de activitate. Așa, ajustarea cheltuielilor, deja am vorbit cu dumneavoastră despre aspectul ăsta și anterior. Care sunt cheltuielile care se deduc? Deducerea înseamnă scăderea din venitul impozabil. Regula generală este ca că aceste cheltuieli sunt caracteristice genului de activitate practicat de către contribuabil. De asemenea, aceste cheltuieli trebuie să se refere la perioada fiscală pentru care se face raportarea, adică ele trebuie să fie suportate și înregistrate anume în acea perioadă fiscală pentru care se determină impozitul pe venit. Și, de asemenea, în mod obligatoriu, entitatea economică trebuie să aibă documente confirmative, documente care să justifice că aceste cheltuieli într-adevăr au fost suportate pe parcursul perioadei de gestiune. În general, când vorbim despre partea de documentare, este foarte important dacă noi, atât pentru evidența contabilă, cât și pentru activitatea în sine a unui antreprenor, unde documentele în mod obligatoriu trebuie să fie grupate, sistematizate, pentru că până la urmă noi putem să avem diferite tipuri de documente. Da? Sunt documente care reglementează cadrul normativ de relații, cum ar fi, de exemplu, anumite contracte, contractele de vânzare-cumpărare, contractul de locațiune, contractul de muncă încheiat între angajator și angajat. Acestea sunt documente juridice. De exemplu, faptul că dumneavoastră o să ziceți că eu am suportat niște cheltuieli cu arenda spațiului în care îmi desfășor activitatea, iar ca document justificativ prezint contractul de locațiune, nu. Contractul ăsta de locațiune nu confirmă faptul că dumneavoastră într-adevăr ați suportat cheltuieli cu arenda spațiului. Contractul în cazul dat fiind acel cadru normativ, da, în care se reglementează că, iată, dumneavoastră aveți dreptul, da, să arendați o încăpere pe un anumit termen, cu anumite condiții și așa mai departe. Dar existența contractului, semnarea contractului de către ambele părți încă nu este dovadă că, într-adevăr, noi am suportat cheltuieli cu plata pentru locațiune, cu arenda. Arenda, da? Care ar fi documentul justificativ în cazul dat? În cazul dat, documentul ar fi factura pe care nouă ne-a eliberat-o arendatorul, în baza căreia noi am calculat obligațiunea pe care o avem sau acele cheltuieli pe care le avem pentru plata de arendă. Ordinul de plată, prin intermediul căruia a avut loc transferul mijloacelor bănești de pe contul arendașului pe contul arendătorului.
Da? Это чистится в документе, документе care au putere juridică, dar și putere contabilă pentru a confirma sau a infirma existența anumitor cheltuieli. Pentru că, de exemplu, dacă entitatea economică va fi verificată de același inspectorat fiscal, este cu privire la da, cheltuielile suportate pe parcursul perioadei de gestiune și dumneavoastră o să ziceți, da, iată, noi avem contract. Ok, da, contractul este un document juridic. Dar, evident, ca suport sau ca confirmare a faptului că cheltuielile au fost suportate, că au fost realizate plăți, chiar dacă plățile nu au fost realizate, deci tot este un moment interesant pe care trebuie să-l discutăm. În contabilitate este așa principiul de angajament. Faptul că noi am primit această factură pentru, de exemplu, luna martie, da, luna precedentă, pe data de 10 aprilie sau azi 8, da, am primit factura așa, pentru plata serviciilor, pentru arendă. Deci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, azi e data de 7, aproape, asta înseamnă că noi, ca arendaș, avem această obligațiune de a ne achita cu arendatorul pentru serviciile prestate. Adică, în contabilitatea noastră, noi deja o să contabilizăm aceste cheltuieli, chiar dacă plata nu a avut loc. La rândul lui, arendatorul care a emis factura pentru serviciile de arendă va contabiliza la el venit, va declara venitul pe care îl așteaptă de la noi, adică acea sumă pe care noi urmează să o achităm. Da, este momentul ăsta tot este da, interesant din punct de vedere contabil, deci în cazul dat cheltuielile vor fi recunoscute, inclusiv și din punct de vedere fiscal, cu condiția că a fost înregistrată această obligațiune a contribuabilului de a achita aceste cheltuieli. Da? Noi, de exemplu, putem să le achităm anul următor. Iată, să avem înțelegerea că adunăm facturile pentru 12 luni sau da, arendătorul ne dă nouă așa condiții, zice, ok, voi un an folosiți, eu vă emit facturi pentru plățile de arendă, dar voi o să vă achitați cu mine anul următor, de acum, când o să aveți venit în afaceri. Adică putem să avem și astfel de contracte. Doar ideea va fi următoare, că aceste cheltuieli așa, vor fi recunoscute dacă există documentul justificativ, în cazul dat va fi factura. Mai avem încă o problemă legată de deductibilitatea cheltuielilor și anume ce facem cu cheltuielile personale și familiale. Regula generală sau codul fiscal ne spune că cheltuielile personale și familiare, articolul 23, nu sunt deductibile. Deci, noi nu avem dreptul să le scoatem din venitul impozabil, din baza aceasta de calcul a impozitului pe venit. Așa. Mai apare o problemă în cazul entităților care sunt întreprinzători individuali, în situația în care, de exemplu, mijlocul de transport care consumă combustibil a fost folosit atât pentru necesități personale, cât și pentru necesitățile legate de da, activitatea antreprenorială realizată de către contribuabil. Contribuabilul sau cetățeanul, persoana respectivă sau întreprinzătorul individual își alimentează mijlocul de transport, obține de la stația PECO factura, cecul pentru plata, pentru achitarea combustibilului. Și în mod normal, el va avea această da, tentație să treacă toată suma indicată în factură pentru achiziționarea combustibilului, să o treacă pe contul cheltuielilor entității sale, da? Adică a întreprinderii. Da, aici trebuie să fim foarte atenți, să delimităm, pentru că mijlocul de transport are anumite norme de consum. Mai mult decât atât, numărul de ore de lucru, de asemenea, este limitat. Deci, folosirea mijlocului de transport în afara orelor de lucru ar însemna
consum de combustibil în scopuri personale. Așa, și momentele acestea trebuie înregistrate și atunci un contribuabil onest pur și simplu va scoate aceste cheltuieli din suma totală a cheltuielilor legate de consumul de combustibil. Sau pot fi alte momente, același consum de energie electrică, când antreprenorul își desfășoară activitatea în același spațiu în care locuiește. Da? Să zicem, avem un apartament cu 3 camere, 2 camere sunt folosite ca spațiu de locuit, a 3-a cameră este folosită pentru activitatea antreprenorială. Da? În cazul dat, în mod obligatoriu, noi trebuie să avem un contract de arendă cu noi înșine, chiar dacă noi suntem administratorul acestei afaceri, nu, de exemplu, frizerița, da, care are atât spațiul ăsta, decide să-și creeze, să-și înregistreze o afacere și într-o cameră să presteze aceste servicii de frizerii, de frumusețe, să zicem așa. Evident că aici trebuie să existe un contract de arendă, așa, care să fie încheiat între persoana fizică, cetățeanul care este proprietar al apartamentului și administratorul entității economice, poate fi aceeași persoană, putem să încheiem contracte singuri cu noi, așa, și în care să fie stipulate toate condițiile, suprafața care este luată în arendă, ce se întâmplă cu cheltuielile de energie electrică, cum se repartizează ele. Nu, de regulă se ia suprafața, da? Suprafața ocupată sau ponderea suprafeței pe care noi o folosim cu scop antreprenorial în suprafața totală a imobilului. Iată, sau dacă e vorba de un mijloc de transport, iarăși se ia ponderea orelor care sunt folosite în mediu pentru activitatea antreprenorială și raportată la numărul total de ore care au fost folosit mijlocul de transport. Adică aici sunt diferite modalități de determinare cheltuielilor aferente afacerii și cheltuielilor aferente cheltuielilor personale sau legate de familie a contribuabilului. Așa, deci toate acestea trebuie ajustate. Deci nu putem să trecem toate cheltuielile în proporție de 100% pe contul entității noastre, da? Pentru că iarăși, în rezultatul controlelor, în momentul ăsta se observă fie că cheltuielile sunt exagerate și nu pot fi argumentate în afacere respectivă, iată, sau, de exemplu, noi trecem aceste cheltuieli pe contul întreprinderii, dar în același timp nu avem niciun venit. Și atunci nu se argumentează. Ok, noi am suportat cheltuieli, dar în același timp întreprinderea nu a realizat activitate. Și atunci evident este că cheltuielile personale sunt trecute pe contul entității economice. Dacă apar anumite întrebări, vă rog frumos să mă întrerupeți și să le adresați. Așa, eu am să continui. Avem aceeași situație despre care vorbeam și în cazul entităților economice cu statut de persoană juridică, în ceea ce privește cheltuielile legate de dobânzile plătite sau calculate. Regula generală este că dacă dobânda pe care noi o plătim este mai mare decât media ponderată a dobânzii la creditele care sunt acordate în sectorul bancar, această informație noi o putem să o găsim pe site-ul Băncii Naționale. Deci, în limita acestei rate medii, nu, de exemplu, rata medie ponderată a dobânzilor la credit în ziua de astăzi este de 9%. Da? De exemplu, noi ne-am împrumutat de la un fondator de-a nostru și pentru că fondatorul nostru este o rudă de noastră, așa, am decis să-i plătim o dobândă mai mare, de exemplu 12%. Da? Ce se întâmplă? Deductibil din punct de vedere fiscal vor fi cheltuielile în limita la 9%. Ceea ce depășește deja va fi impozitat cu impozitul pe venit. Da? Deci, iată, trebuie să ne conducem de această limitare
care este atât în legislație fiscală, cât și rata medie ponderată pe care ne oferă Banca Națională. Apropo, Banca Națională permanent actualizează această rată medie ponderată. Ea se poate modifica de la o perioadă la alta în funcție de situație economică și în funcție de politica pe care o are Banca Națională. De exemplu, vrea să stimuleze acordarea creditelor bancare către persoane fizice și către persoane juridice, fizice, ce se întâmplă? Deci în cazul în care banca stimulează acordarea creditelor bancare, această rată medie va fi micșorată. Și din contră, dacă banca vrea să stimuleze economiile populației, da, sau depozitele, ca populația să depună mai mulți bani, așa, să facă economii, atunci această rată medie ponderată va fi majorată. Asta fiind un instrument în politica financiară a statului. Așa, iată aici aveți informația. Deducerea cheltuielilor, iată, de exemplu, dacă noi vorbim despre cheltuielile de locațiune. Locațiunea, în general, este arenda imobililor, arenda spațiilor pentru desfășurarea activității antreprenoriale. De exemplu, dacă noi vorbim despre entitățile din domeniul justiției care prestează servicii în sectorul justiției, evident, ele vor fi deductibile din punct de vedere fiscal, cu condiția că, iată ceea ce vorbeam noi anterior, trebuie să existe contractul, pentru că altfel cum argumentăm dreptul nostru de a ne afla în spațiul respectiv. Și în mod obligatoriu factura care se perfectează de exemplu, este factura, este documentul justificativ care se perfectează când raportul, da, sau relația are loc între două persoane juridice, două entități economice, și mai avem un alt document justificativ, eu am să încerc să vă evidențiez, actul de achiziție. Actul de achiziție, iarăși, va fi documentul justificativ, dar care se va încheia între persoana juridică, entitatea economică, și persoana fizică, cetățeană, de exemplu, care are în proprietatea sa un bun imobil și îl acordă în locațiune unei entități economice care practică activitate profesională în domeniul justiției sau în domeniul sănătății. No, de regulă, cam formula asta și se întâmplă în practică. Avem un medic, medic-dermatolog, de exemplu, care dorind să practice, da, activitatea profesională, să presteze servicii în afara orelor de lucru pe care le are, de exemplu, la spital, va închiria un spațiu unde își va organiza aceste servicii. Da? Iată, și atunci o să avem un contract de locațiune cu cetățeanul care deține și care dă în locațiune imobil. Iarăși, dacă întreprinderea a înregistrat anumite penalități, amenzi sau anumite sancțiuni care au fost aplicate din cauza că nu a fost respectată legislația fiscală, deci pur și simplu nu a fost respectat codul fiscal, am avut întârzieri în plata anumitor impozite și taxe, dacă se întâmplă asemenea situații, atunci aceste amenzi, penalități, sancțiuni și așa mai departe, ele nu sunt deductibile. Și este foarte dureros când întreprinderea are de plătit o amendă destul de mare sau o penalitate. Așa? Și din punct de vedere fiscal, aceste cheltuieli nu sunt recunoscute și ele încă se mai impozitează. Da? Iată, avem așa un moment. Ca o pedeapsă pentru cei care nu respectă legislația fiscală, ca o pedeapsă suplimentară. În cazul în care au fost plătite amenzi, de exemplu, o amendă din cauza nerespectării regulilor de circulație, sau avem niște penalități care au rezultat din nerespectarea clauzelor contractului de vânzare-cumpărare în ceea ce privește termenii de achitare. Așa? Deci, în acest caz, amenzile și penalitățile care rezultă din alte rapoarte juridice diferite de relațiile fiscale pe care le poate avea contribuabilul, aceste cheltuieli sunt deductibile. Ele vor fi scoase, da? Scăzute din baza impozabilă. Așa, măcar asta avem, da?
Așa. Da, mai avem încă o problemă care foarte des se întâlnește în practică. Situația când entitatea economică, când antreprenorul nu poate justifica cheltuielile, adică nu are documente confirmative pe cheltuielile respective. De exemplu, aceeași situație când noi ne-am alimentat la stație PECO, dar am uitat să luăm bonul de plată. Da? Sau chitanța, de exemplu, pentru faptul că ne-am achitat în numerar pentru combustibilul consumat, turnat în bacul, da? În rezervorul autovehiculului. Ce se întâmplă în acest caz? Sau, de exemplu, noi am achiziționat niște rechiziții de birou pe care le-am consumat, dar iarăși nu avem documentul. Sau am pierdut o factură, da? Se mai întâmplă să se piardă documentele, sau documentele noastre au fost distruse. Așa. Aceste cheltuieli, totuși, vor fi deductibile, cu condiția că ele vizează afacerea, vizează activitatea noastră antreprenorială, doar în mărime de 0,2% din venitul impozabil. Adică avem aici o restricție din partea codului fiscal. Deci această limitare de 0,25% din venitul impozabil, nu, mai întâi de toate pentru a nu crea premise pentru contribuabili să supraestimeze cheltuielile pe care le-au suportat. Da? Pentru că dacă noi nu ar fi această limită, atunci noi zicem, dar noi am avut toate aceste cheltuieli. Scuzați, doar din păcate nu putem să prezentăm documentele pentru că ceva s-a întâmplat. Nu, codul fiscal ne limitează. Ne limitează. Așa, cheltuielile aferente taxelor de aderare, cotizațiilor de membru destinate activității patronatelor. Noi avem tot felul de cheltuieli. În situația în care întreprinderile aderează la anumite asociații, da? De exemplu, asociația fermierilor sau asociația patronatelor în domeniul industriei ușoare, da? Pentru că fiind membru a unor astfel de organizații, noi avem niște privilegii, să zicem, sau avem acces la anumite informații, sau, eu știu, putem să participăm la anumite seminarii, expo-târguri și așa mai departe, de exemplu, Camera de Comerț și Industrie, periodic, chiar și acum, în piața centrală, da, în piața Vasile Alexandrii la Bălți, avem organizat un expo-târg. El, în primul rând, este organizat pentru membrii Camerei de Comerț și Industrie, care, la rândul lor, anual plătesc o cotizație de membru. Evident că pentru entitatea economică este sunt niște cheltuieli. Cum se deduc ele? Ele se deduc în proporție de 0,15%, da, este această limită, da, din fondul de retribuire a muncii. Fondul de retribuire a muncii însemnând acel coș în care noi am pus salariul angajaților noștri. De exemplu, fondul de retribuire a muncii pe lună, da, constituie, aici e vorba deja de fondul de retribuire a muncii anual, adică, da, pe toată perioada cât am calculat noi, așa, ca salariu, și 0,15% în limita acestei cote vor fi cheltuieli care se vor deduce din punct de vedere fiscal. Dacă noi am plătit mai mult ca cotizații de membru în diferite organizații, asociații și așa mai departe, deja diferența va nimeri sub impozitare, va fi impozitată. Iată. Și deci aceste cheltuieli vor fi ajustate în documentul, în declarație, aici avem anexa 1D, iată, pentru declarația care se referă DAJ-ul ăsta, da? DAJ-ul sau DAS-ul pentru activitatea în domeniul jurisprudenței sau activitatea în domeniul sănătății. Donarea, da, în general, este partea asta cu doneri în scopuri filantropice și așa mai departe. De exemplu, când e vorba de donarea
activelor în favoarea autorităților publice sau în favoarea instituțiilor publice, de exemplu, cum ar fi casele de copii de tip familial. Așa, ele vor fi deductibile în mărime de 5% din venitul imposabil, de asemenea cu condiția că există, da, este pachetul ăsta de documente, anume cererea în scris, contractul de donație și factura fiscală. Și pe factura fiscală, în mod obligatoriu, iată, se indică această sintagmă, donație filantropică sau sponsorizare. Sau sponsorizare. Așa, deci iarăși avem niște restricții, avem formula de calcul a impozitului pe venit spre plată. Deci mai întâi de toate se determină venitul impozabil ca diferență dintre venituri și cheltuieli. Asupra lui se aplică cota impozitului pe venit. Avem dreptul la trecerea în cont. Nu, ce înseamnă în general trecerea în cont? Asta înseamnă dreptul pe care îl are entitatea economică să-și diminueze obligațiunea fiscală în perioada de gestiune, luând în calcul că în perioadele precedente au fost, acest impozit deja a fost achitat. Iată, noi putem să avem situația în care am achitat în avans un anumit impozit. Sau noi putem să avem situația când entitatea economică, de exemplu, a obținut venit din altă țară, de exemplu, în România, noi am prestat servicii de asistență juridică pe teritoriul Republicii Moldova, dar totodată am avut și clienți în România. În România venitul, având o filială în România, venitul nostru a fost declarat acolo și impozitat, ceea ce înseamnă că venitul pe care noi îl declarăm în Republica Moldova și impozitul pe venit va fi diminuat cu suma impozitului pe venit care a fost achitată în România sau pe teritoriul altui stat, cu condiția că Republica Moldova are un contract bilateral de recunoaștere a impozitelor și taxelor care au fost achitate. Iată, mai este încă și momentul ăsta, el este valabil și vice versa în cazul în care nerezidenții, de exemplu, un cetățean din România sau un cetățean din altă țară, da, poate fi Ucraina, poate fi oricare altă țară, deci nu neapărat țările Uniunii Europene, care obține un venit pe teritoriul Republicii Moldova, dacă acest venit a fost impozitat aici, atunci el are dreptul la trecerea în cont, adică el își va micșora impozitul pe venit în țara lui la suma care a fost achitată ca impozit în Republica Moldova. Așa, și mai avem încă impozit pe venit care poate fi achitat în rate. Iată, de exemplu, haideți să vedem următorul slide. Vreau să ajung la slide-ul ăsta. Achitarea impozitului pe venit în rate. Ce înseamnă această achitare? De regulă, bobocii se numără, bobocei la noi se numără toamnă, da? Noi așa zicem. În contabilitate, în activitatea antreprenorială, venitul sau rezultatul financiar se determină la data de 31 decembrie, de regulă după sărbătorile de iarnă. Adică la sfârșitul anului calendaristic. Acum, agenții economici sunt obligați să achite în 4 tranșe impozitul pe venit pentru perioada de gestiune curentă. De exemplu, noi suntem acum în anul 22, asta înseamnă că noi avem 4 tranșe. Noi avem 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie. Pentru a achita suma impozitului pe venit. Și aceasta, pentru că puteți să întrebați, ok, dar de unde antreprenorul știe care este obligațiunea sa privind impozitul pe venit, dacă anul 22 încă nu s-a încheiat. Și atunci răspunsul este următor, adică ceea ce ne propune codul fiscal, articolul 84 din codul fiscal, ne spune următorul lucru, că această obligațiune este calculată în baza impozitului prognozat
În mod normal, antreprenorul își prognozează activitatea, adică, de exemplu, analizând perioadele precedente de activitate, cunoscând conjunctura pieței, cunoscând strategia proprie pe care o are el. Așa își poate determina, își poate prognoza un anumit venit din activitate desfășurată și atunci impozitul pe venit va fi calculat în baza acestui venit prognozat. El poate fi corectat pe parcursul perioadei de gestiune, pentru că există situații de forță major. În ultimul timp noi am avut suficiente situații de tipul ăsta, în care antreprenorii au înțeles că riscurile sunt foarte mari, de fapt, în afacere și mulți antreprenori au realizat că ei sunt foarte vulnerabili. Da? De exemplu, dacă vorbim despre domeniul Horeca, în timpul pandemiei toată lumea a înțeles cât de vulnerabil este sectorul respectiv. Iată, în situații de pandemie și situații de interzicere de beneficiere a serviciilor acestui sector. Acum, într-o situație destul de critică, se află acele întreprinderi care importau din Ucraina în legătură cu războiul care se întâmplă acum. Da? Adică, iarăși, sunt niște circumstanții care le dau de înțeles entităților economice, antreprenorilor, că există anumite riscuri în afaceri care trebuie să fie luate în calcul. Nu, riscuri, în cazul dat, este, sunt niște riscuri externe sau riscuri care nu pot fi previzibile. Și a doua variantă, varianta când entitatea economică sau antreprenorul ia drept bază pentru plata în rate a impozitului pe venit, impozitul care urma să fie plătit în perioada precedentă. De exemplu, eu în anul 2021 am avut impozitul pe venit care a fost calculat a fost de 12.000 de lei, eu pot să-mi prognozez același impozit pentru următoarea perioadă de activitate, îl împart la 4 și am câte 3.000 pe care eu le achit trimestrial. În același timp, având în calcul evenimentele care se întâmplă acum în imediată apropiere a Republicii Moldova, la graniță cu Republica Moldova și, în general, da, tendințele de scumpire generală a prețurilor pentru combustibil, pentru gazul natural, pentru energie electrică și așa mai departe, eu conștientizez că probabilitatea că în anul 22 eu voi obține același rezultat ca și în anul precedent este foarte mică. Da, deci evident eu am să-mi prognozez un rezultat mai mic ca să diminuez această povară fiscală care va afecta într-o măsură oarecare afacerea mea. Pentru că achitând acest impozit pe venit în rate, de fapt eu renunț trimestrial, da, la a patra parte dintr-o anumită sumă de mijloace bănești pe care în alte condiții eu le puteam folosi pentru dezvoltarea mea, pentru achiziționarea materiilor prime, pentru plata salariilor sau pentru alte necesități legate de afaceri. Dar astea sunt prevederile codului fiscal la care entitățile economice trebuie să se conformeze. Așa, iată, aici aveți o secvență din declarația din VEN 12, iată nume, da, cum se prezintă achitarea impozitului pe venit în rate și acest compartiment în mod obligatoriu va fi completat de către entitatea economică la prezentarea declarației VEN 12. Deci această prevedere este valabilă pentru persoanele juridice care practică activitatea de antreprenoriat, care sunt plătitoare de taxe pe valoare adăugată și care au un număr mai mare de 3 angajați la întreprindere. Celelalte entități economice vor achita impozitul pe venit, pot să-l achite, deci la finisarea perioadei de gestiune, deci până la data de 25 martie. Așa, întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești de fermieri fac excepții de la regula de bază, și anume ele au dreptul să achite o pătrime din impozitul pe venit, până la data de 25 septembrie,
o pătrime, a patra parte, și trei pătrimi din această sumă până la data de 25 decembrie ale anului fiscal. Această modalitate de achitare în rate a impozitului pe venit poate fi percepută ca o facilitate fiscală de care beneficiază întreprinderile agricole, dar totodată această eșalonare este legată și de faptul că, da, de regulă, întreprinderile agricole obțin roadă, obțin venitul cel mai mare în perioada de toamnă. Așa, în perioada de toamnă, atunci când își realizează producția agricolă și atunci este partea cea mai mare a impozitului pe venit, anume revine în perioada de toamnă-iarnă. Când, logic, întreprinderea agricolă ar trebui să dispună de mai mult lichidități, de mai mult numerar pentru onorarea obligațiunilor sale față de bugetul de stat. Mai avem încă o situație interesantă cu acele întreprinderi care au filiale în alte unități administrativ-teritoriale, filiale, reprezentanțe, sucursale. Ce se întâmplă în acest caz? Rezultatul financiar se determină în totalitate pe întreprindere. De exemplu, dacă noi vorbim despre o bancă, să zicem Moldova Agroimbank, sediul băncii principale este în Chișinău, dar banca are filiale practic în toate raioanele din Republica Moldova. Acum, ce se întâmplă? Se întâmplă că acel impozit pe venit pe care trebuie să-l plătească banca din activitate realizată va fi repartizat pe filialele sale, pe reprezentanțele sale. Și aici avem două variante. Fie că această repartizare se face proporțional numărului mediu scriptic de salariați, adică numărului de angajați care sunt la entitate respectivă, la subdiviziunea respectivă, pentru anul precedent, se ia în vedere, sau impozitul pe venit se calculează proporțional venitului obținut de către filială sau de către subdiviziune. Deci tot luând în calcul rezultatul obținut în anul precedent, ca să putem, da, cumva corect repartiza acea povară fiscală pe subdiviziunile noastre. Sau filiale, dacă vorbim despre o întreprindere care are filială. Nerezidenții, foarte puțin o să mă refer aici la nerezidenți. Nu, nerezidenți sunt entitățile economice sau persoanele fizice care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova, obțin venit din activitate desfășurată, dar activitatea lor este până la 90 de zile. Da? Sau ei nu sunt înregistrați ca rezidenți în Republica Moldova. Iată și atunci ei au un regim diferit de impozitare, și anume venitul lor va fi declarat și impozitat în țara de origine. În țara de origine, cu condiția că, da, iată aici aveți pe slide-ul, dat, aveți că venitul poate fi obținut atât din activitățile de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afară Republicii Moldova, atât activitățile, activitatea antreprenorială, cât și prestarea anumitor tipuri de servicii sau munca care este realizată în baza unor contracte. Ce avem în cazul dat? În cazul dat, în mod obligator, nerezidentul va cere din partea organelor fiscale, vreau să ajung la această. Așa. Așa. Deci ei vor solicita de la organele fiscale în țara în care își desfășoară activitate, așa numitul certificat de rezidență. Și în baza acestui certificat de rezidență, ei vor confirma, că ei au fost înregistrați în țara lor de reședință și nu vor fi impozitați în Republica Moldova. Adică vor fi scutiți de plata impozitului pe venit în Republica Moldova. Iată.
требует redus, и это мы есть, конечно, часто при ведении, а legislatie fiscale, ка чертификату de резиденции, требует мы идти к цвет redus в лимба дестат, ну, ку эксцепция челор чертификати, кари сент в лимба инглеза, эмиссия в лимба инглеза, сау в лимба руса. În celelalte cazuri, dacă nu va fi prezentat acest certificat de rezidență care o să ateste că persoana, întreprinderea este înregistrată în țara sa de origine și venitul este declarat și impozitat în țara sa de origine, ea va fi obligată să declare venitul în Republica Moldova și să impoziteze venitul obținut conform legislației din Republica Moldova. Adică nu va avea dreptul la scutire de calculul și plata impozitului pe venit. Iată cum arată darea de seamă pentru nerezidenți. De fapt, toate dările de seamă au un anumit cod, da, ele se codifică. Evident, specialiștii din domeniul fiscal, angajații inspectoratului, da, cunosc și identifică aceste dări de seamă după aceste coduri. Așa, iată cum arată nemijlocit, da, iată observați, de exemplu, la poziția venit impozabil și cota impozitului pe venit, avem aici X-uri, da, ceea ce înseamnă că ei vor declara venitul pe care, iată, de exemplu, venitul din prestare serviciilor va fi în mod obligatoriu indicat, așa, venitul sub formă de creștere de capital, veniturile din operațiunile din leasing, darea în arendă și așa mai departe, așa, alte venituri, dar când o să vorbim despre impozitare, observați că ei da, nu vor plăti un impozit pe venit din activitate respectivă, pentru că ei se vor impozita în țara lor de reședință. În mod obligatoriu ziceam că trebuie să avem tratate internaționale și la ziua de astăzi Republica Moldova are practic o majoritate țărilor nu, relevante, haideți să zicem așa, acele țări care participă în tranzacțiile de import-export sau fac parte din balanța comercială a Republicii Moldova. Iată anume pentru a evita dubla impozitare și pentru a ca Republica Moldova să fie, să zicem așa, o țară atractivă din punct de vedere al comerțului internațional. Așa, răspunderea. Da, am vorbit despre certificatul de, rezidență. Acum vreau să ne referim la răspunderea. Ce se întâmplă în cazul în care, și probabil că o să finisem cu răspunderea pe care o poartă contribuabili în cazul în care nu este achitat un anumit impozit sau a avut loc o plată incompletă sau contribuabilul a întârziat. În momentul ăsta tot este destul de important și trebuie să-l cunoaștem. Deci, se aplică sancțiuni, în cazul în care, da, nu încerc să fac un semn de exclamare, în cazul în care nu se respectă legislația fiscală, dacă contribuabilii nu vor prezenta declarațiile până pe data de 25 martie, ei vor fi sancționați. Anume, de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10.000 de lei pentru toate darele de seamă. Următoarea sancțiune, de la 6 la 12 unități convenționale, care se aplică persoanei cu funcție de răspundere. Persoana cu funcție de răspundere este manager. Managerul, administrator. Vă rog, nu treceți această sancțiune pe seama contabilului. Da? Contabilul, de asemenea, este o persoană care are funcție de răspundere, dar noi avem legea contabilității și raportării financiare în care este menționat că responsabilitatea pentru neprezentarea dărilor de seamă la timp sau pentru prezentarea falsă a informației, responsabilitatea o poartă conducătorul entității. Așa, de asemenea, avem contribuabilii care nici nu prezintă declarația și nici nu achită impozitul pe venit. Iarăși ei urmează să fie sancționați cu de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală.
Următoarea pedeapsă, sancțiune, de la 80 la 100% din suma impozitelor care nu au fost achitate, aici se includ și primele de asigurare de asistență medicală și asigurările sociale, de la 9 la 30 de unități convenționale se aplică persoanelor cu funcții de răspundere și de la 6 la 12 unități convenționale pentru neprezentare. Deci mai sus a fost pentru neachitarea sau pentru neprezentarea informației autentice, așa, și pentru neprezentarea dării de seamă. Deci ele toate aceste sancțiuni se iau cumulativ și se aplică asupra contribuabilului dacă iată el nu respectă legislația. Așa, mai avem dacă situația când contribuabilul achită un impozit pe venit într-o sumă mai mică decât suma stabilită. Da? Iarăși urmează sancțiuni, pur și simplu, da? E vorba de evaziune fiscală aici, atunci când evadăm de la plata completă a impozitului pe venit. Și aici avem de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă. Amendă de la 20 la 30 din suma diminuată. Și avem, de asemenea, sancțiunile care se aplică pe persoanele cu funcții de răspundere. Așa, pentru prezentarea informației neautentice, adică informații false, și pentru neprezentarea în termenul stabilit a dărilor de seamă. Mai avem încă un moment important pe care dumneavoastră ca contribuabil sau ca potențial contribuabil trebuie să țineți cont, este faptul că dacă impozitul sau taxa pe care contribuabilul urma să o achite și n-a achitat-o la timp, din anumite considerente. Deci noi câteodată avem o viață atât de bulversată că da, nu ne este impozite și taxe, sau s-a întâmplat ceva și contribuabilul n-a reușit în termenii stabiliți să prezinte dare de seamă și să achite un impozit pe venit. Ce se întâmplă în cazul dat? Deci dacă suma este de până la 1000 de lei, atunci sancțiunea care se aplică este avertizarea. Avertizarea. Deci contribuabilul va fi avertizat de către curatorul său de la Inspectoratul Fiscal cu condiția că această încălcare să nu se mai repete. Iată, dacă deja suma este mai mare de 1000 de lei, urmează să fie calculate amenzi sau penalități pentru faptul că nu a fost achitată la timp. La timp și integral o anumită taxă sau un anumit impozit. Și cu asta eu am finisat discuțiile noastre legate de declararea și impozitarea persoanelor fizice și juridice în funcție de categoria contribuabilului. Și dacă sunt întrebări, eu aștept întrebări, vă răspund cu mare drag la toate întrebările dumneavoastră. Data viitoare, noi de acum o să vorbim despre impozitarea venitului obținut din salariu, sub formă de salariu, precum ziceam la început. De asemenea, o să discutăm cu dumneavoastră despre taxa pe valoare adăugată și accizele. Deci sunt două tipuri de impozite indirecte care se aplică pe livrările de mărfuri sau prestările de servicii. Și, de fapt, noi cu toții suntem plătitori de taxă pe valoare adăugată și accize și câteodată nici nu ne dăm seama de faptul respectiv că în prețul pe care l-am plătit pentru o anumită bună achiziționat, de fapt, am plătit și am făcut o contribuție și în bugetul de stat sub formă de taxă pe valoare adăugată sau accize. Și mai avem încă o temă care o să fie dedicat taxelor și impozitelor locale. Da? Acele impozite și taxe care merg în bugetul administrației publice locale, pentru că, iarăși, noi cu toții ne dorim să avem un oraș frumos, o localitate frumoasă, așa, să avem spații publice amenajate, să avem infrastructură, drumuri, grădinițe de copii amenajate, școli și așa mai departe. Dar acestea sunt nu altceva decât veniturile bugetului local, care
finanțează, tot ceea ce ne dorim noi să fie frumos, plăcut și util în viața noastră sau în calitatea noastră de cetățenie a unui anumit oraș sau unei anumite localități. Da, Adriana, și eu vă mulțumesc foarte mult. Da, acum mi-am dat seama că în camera în care stau e întuneric. E întuneric deja. Da, eu vă rog frumos, dacă apar întrebări pe parcurs, poate deja când aveți activitate, aveți adresa mea electronică, puteți să-mi scrieți. Eu mă străduiesc să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Iată, sau cel puțin să vă îndrumez care ar putea fi articolul din codul fiscal sau actul normativ pe care îl puteți consulta atunci când aveți o anumită întrebare sau o anumită neclaritate. Așa, bun. Dacă nu sunt întrebări, atunci eu vă doresc o seară frumoasă și vă aștept la următoarele noastre întâlniri.